Accidentul a avut loc în localitatea Călinești pe o ploaie torențială. Acest microbuz mergea de la Topoloveni la Pitești. În afara șoferului erau 5 pasageri. Toți au ajuns la spital în urma impactului cu autoturismul ieșit din laterală. V-a lovit exact în mijlocul microbuzului. Câte persoane aveați în mașină? În total, 7 oameni, printre care și 2 copii, au fost duși la spital. Rămâne de văzut în continuare dacă s-a aggravat starea cuiva, dar în orice caz destul de dramatic, așa ca și număr de persoane. Unde l-ați găsit? Foarte mulți chiar aveau leziuni, au refuzat să meargă la spital. Ce s-a întâmplat în mașină? Din primele cercetări reiese că vina îi aparține șoferului autoturismului care a ieșit pe drumul național fără să se asigure. Pasagerul din spate s-a trezit pur și simplu lovit. Nu știu prea bine, eram în spate, m-am trezit, lovit. Deci a intrat maxi-taxi noi. Pe DN7, raza comunei Călinești, conducătorul unui autoturism Arca Seat, care circula de pe o stradă, nu a acordat prioritate unui microbus ce circula reglamentar din direcția Topoloveni și către Pitești, răsturnându-l. Pasagerii din microbuz au ieșit pe trapa mașinii. Deci pe aici, asta e trapa pe care au ieșit. Au avut norocul ăsta. Da. Traficul a fost blocat pe drumul național 7 mai bine de o oră.